Хорошо. Sau cum se zice la noi, nu? Așa. Salut, mâna. Hai pe canapea. Bună dimineața. Bine te-am găsit. 2, 3 și... Ah, super. Tu de ce ai două nume de scenă? Două nume de scenă? Am luat, cum mă cheamă Natalia Gordiencu, dar am luat săptămâna trecută un nou pseudonim pentru țările CSI, din cauza că în Ucraina este încă o interpretă cu același nume. E, na! Da. Și e brunet. Da, e brunet. Dar oricum avem momente juridice, diferite chestii legate de promovarea. Și v-ați supărat? Și nu e ok. V-ați din cauza la un asta, nume? Nu, n-am certat, dar am hotărât să iau un nou pseudonim. Să știi că sunt, și în România sunt mulți Răzvan și Dani, dar doar unul e Răzvan și Dani. Sau ceva, n-a dat nimeni. Piesa s-ar traduce Frumușelul. Da, piesa se traduce Frumușelul, Te iubesc, ești cel mai asta bun. Asta cu Liuti, așa am înțeles. Ia ce mai iubiu. Da, în afară de Pașor Naturbinca și asta, da, cam atâta e rusa noastră. Văd că știți mult în da, rusă. Da, nu zai spagadi. Dar ce? Super. Hai, cu ce gânduri prin România? Am venit aici, că vrem să începem și aici un proiect nou. Înregistrăm deja piese noi și vrem să lansăm pe piața României. Dar nu e aglomerată piața românească, nu sunt... Cum ai spus, Răzvan și Dani, sunteți unii? Nu. Și eu sunt una. Da, sunteți unii, asta e bună. Încă nu aveți pe mine, nu știu din fericire sau din păcate, dar... Ai Facebook? Am Facebook. Românesc? Facebook internațional. Bravo. Am crezut că e ca și pașaportul, bio de ăsta, de vreun fel. De ieri puteți circula în... E cald aici la voi. Cum? Cald. Cald. Simte-te... Mersi. Dacă... Ce, și noi când ne... Ce facem domnul Dani când nouă ne e cald? Noi! Când nouă ne e cald! Ne amăgim prin remontarea inelului care s-a pierdut în timpul melodiei. Iată, te rog să îi faci această onoare. Nu onoare, recuperare. Onoare de recuperare. Ce vrea dânsul să spună? Este că la noi în Republică e... Noi refacem. E foarte important să purtăm inelul la locul lui. Da. Orice inel pierdut pentru noi este o șansă irosită. De ce vă aruncați inelele așa? Către cine ați aruncat inelul? Către public. Am înțeles. Dar cineva a aruncat inelul spre dumneavoastră? Nu. Eu cu drag și plăcere am făcut asta. Nu, da. Ca cadou din partea mea. E, ca cadou e acceptat. Nu e problemă. Stai, mă! Unei dragă, inelul care mi-ai făcut o dată asta în 2000 și un pic și te-ai mutat lângă mine. Nu știu unde ne poate duce această montare de inel. Că asta zic, că eu în 2000 și un pic și suntem în 2014, n-ar fi cazul să pui și tu inelul? Ia uite că mă strigă ăștia și trebuie să luăm și publicitate. Băi, care ați umblat, mă, la plasmă? Noi, draga noastră, îți urăm succes în viitor. Te apreci cu ochii ăștia, nu te mai uita la mine, uite în altă parte. Nu, ne plac oamenii care vin din Republica Moldova, mai ales cei talentați și tu ești una dintre cele mai talentate persoane pe care am cunoscut-o. Ăsta este inelul, n-am să ți-l montez pe mână, am să las o persoană specială să-ți monteze. O, Eleno, să-ți monteze inelul. Pauză și ne întoarcem la noi în Republica Neață.